Asta e ASMR, tata. Asta e ASMR, adevărat. Păi tata, tu ai și plombe. Și de la asta se aude, scuză-mă. 28 de ani. Ziua Pro FM. Trebuie să facem, da, un ASMR. Ca să... Asta e ASMR. Asta e mișto, îmi place asta. Asta e de la ASRH. Nu, no, e ceva bun asta, îmi place. Face? ASMR. Face ASMR cu noi? Da, da, îmi place, îmi place. Bun, asta. Perfect. Și facem și cu Andreea. Mă, joc cu voi, că nu știu ce vorbiți. Îți spun eu ce înseamnă ASMR. Check my YouTube channel. Exact. Îți explicăm și Andreea. Îi explicăm exact. Da, hai, zi acum. Repede. Mâncăm la microfon. Mâncatul scoate niște sunete care practic ar fi satisfying pentru oameni. Andrușa, deci când îți șoptește cineva tandru la ureche, nu simți o furnicătură? Dacă e cu mâncarea în gură, nu. Nu, mă, fără mâncare. Dacă știe să șoptească. Da, 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 așa. Ăla e ASMR. Nu ai auzit de... Deci, varianta e asta mea acum. Da, am înțeles. Nu ai auzit de tinerii care s-au îmbogățit cu zeci de mii de dolari mâncând în fața unui microfon, clefăind în fața unui microfon? Mi-e foarte rușine păi, să plec. Păi, în Corea de Sud e demență, zic pe tema asta. E demență pe tema asta. Bine, ei oricum asta fac în mod normal, cred, așa. Nu, no, no, no. Au niște de-astea no, bizare. Dați click aici și n-o să vă vină să credeți. Andreea Esca, cea mai conectată persoană din România. Mama, nu știe să la realitatea cotidiană, nu știe ce e ASMR-ul. În fața microfonului, scuze. Uite, fii atent aici, ASMR. Mă duc să stau în genunchi. Fii atent, ASMR. Și aici vine aia, chiki chiki. Nu știu cum era, mai știi că era o reclamă. Exact. Chiki chiki chiki. Felix, păi e, vezi, computer. de atunci se inventase asta, dar nu știam cum se cheamă. Păi să sau vină... Sau să sorb, sau nu știu. Să vină platoașele. Uite, eu pot să sorb ăsta. No, avem platoașele, cum adică? Ce platoașe? Să vină platoașele, vă rugăm frumos, cu, să facem un ASMR, pentru că suntem vloggeri și fiecare... Hello! Hey! Hey guys! Salut, gașcă! Hello! Zici că suntem cu un mic retard. Ce servim la ASMR? Niște canapele. Dar deși Andrei pe niște cu pâine mozzarella, prăjită, cu nu știu ce e aici, o brânză și o pastă de roșii sau de ardei. De ei, aș zice. Și așa? Aici, nu știu ce e ăsta. O rață? Rață cu gem. Probabil. Rață cu gem? Da. Doamne, dar da, unde am ajuns? Mâncăm rață cu gem. Bă, și aici o problemă. Ceva, ăsta cred că e un ton. Da, e ton. Nu? Mm-hmm. În foietaj. Da. Voi nu știți, mă, că eu sunt vegan? Ro-vegan. Păi tu mănânci farfurioara. Ro-vegan între mese. Îți lăsăm ție scobitoarea asta, uite. Mă speriasem. Mă speriasem. Și să batem și salata să te... din ton, dacă vrei. Cum, hai să începem așa, că trebuie să-i facem tutorialul de ASMR Andrei. Da. Nu știu, mi-e foarte frică când pronunțați cuvintele astea. Ce trebuie să-mi faceți? Eu am venit aici să fiu drăguță, să vorbim despre proiectul. Haide și să nu vreau încercăm. Să-mi faceți nimic rău. Să începem cu o feliuță de pâine prăjită. Da. Pe care în microfon aproape așa să o mușcăm, să se audă cât este de crocantă. Păi, dar ce frumoasă se aude vocea lui ăsta. Apetisantă. Mulțumesc. Mare norocare. Și ne-a și zis că face 33 de ani și că e fericit. Ia mă, stai. Băi, fiți atenți, verifică. Băi, deci ăsta și-a făcut niște corecții pe voce. Leșinați. Habar, eu știu trei butoane de aici. Nu mi-am făcut nimic. Vorbește, uite așa, fii atent aici, ASMR, tăticule. Asta e. Hai, da, chiar așa este ASMR-ul. Asta, acum, când vorbim așa, se mai aude ceva la radio? Se aude perfect. Da. Ba chiar îi gâdilă mai mult, că sunt mai mulți bași. Dacă nu-mi pune și delay pe voce, uitați aici. Wow. Ăștia au intrat la concurs, atât vreau să vă spun și eu trebuie să mănânc asta la microfon. Fiți atenți, Andreea Esca ASMR mușcă dintr-o feliuță de pâine prăjită cu ceva. Veți auzi și mănâncă la microfon difuzorul din... Poți să mănânc fără să-mi cadă din gură. În difuzorul... Andreea, fii atent. Mai întâi în difuzorul din stânga. Hai, trebuie să-l... Mai, aia nu e pâinea prăjită, cred. Ce s-a auzit, mă? Repeat after me, Andreea. Trebuie să forțez nota. Aude, ăla e. Trebuie să cronțăne, mă. Trebuie să nu-i dau pe spune. Andi, ajută-ne puțin. Ia. Asta e ASMR, tată. Asta e ASMR, adevărat. Păi tata, tu ai și plombe. Și de la asta se aude, scuză-mă. Dacă mă apuc de manele, jur că îmi pun și dinte de la daur. Ai și dintele la daur la incisiv acolo? Ia încă o încercare la Andreea. Zici că e urât să vorbești cu gura plină, dar aici asta e totuși șmecheria. Hai și trebuie să zici ceva. Cum să se vorbim? Cu gura plină. Ia stai că acum uși din asta care e mai tare, să-i
Bă, da, aveam și noi o... Există și la noi o fată care e destul de ok pe... Ia, ia. Ia. Ăla e. Ăsta numesc eu ASMR. Asta e, da. Gat, bravo. Bun, asta mare, e. Mare grijă la lucrare, Andreea. Asigurați revizia la dinți? Voi sunteți pe mână cu unii de la prudent din ăsta, eu m-am prins. Asta știu eu cum sunt astea, e... De asta, product placement combinat cu... Avem niște bartere, ce-i drept. Avem niște bartere, nu o să vă mint. Ah, ia, și după asta, brusc, direct, așteptăm la cine a avut probleme cu lucrarea după această oră de ASMR, e invitat. Perfect. Nu știu, mie cu inițialele astea mă gândesc la toate alea și nu mai, hai să terminăm cu prostiile astea. Asta este ASMR-ul. Este cea mai frumoasă zi de naștere la care am fost. Pro FM, Open Radio.